Am bucur să fiu cu dumneavoastră în după amiază zile de astăzi. Am fost rugat să împărtășesc câteva gânduri și sper ca ceea ce mi-a spune să ne fie de folos fiecare. Mă uitam la textul care s-a citit un pic mai devreme, din Fapte capitolul 12, și dacă este să privim la tabloul mai larg al acestor întâmplări, vom observa că, de fapt, ceea ce Ios face aici nu este nimic altceva decât să se ridice împotriva planului pe care Dumnezeu îl are cu biserica. În începând cu capitolul 12, vedem momentul în care Petru este arestat și, mă rog, izbăvit din temniță, pe de altă parte. Vedem momentul în care Iacov, fratele lui Ioan, este ucis. Deci Iacov, acțiunile lui Iacov nu erau chestiuni care țineau doar de el ca persoană. Acțiunile lui Rod erau lucruri care țineau de răspândirea Evangheliei. Numai în acest moment, din acest motiv, versetul 24, imediat ce se vorbește despre moartea lui Rod, continuă și spune, începe cuvântul ăsta. Însă, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Pentru că toată problema cu Irod avea de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Irod, ce a încercat să facă acolo, a fost să se interpună viziunii pe care Dumnezeu avea cu biserica. Și viziunea lui Dumnezeu era ca ucenicii aceștia, care fusese nu credincioși în ziua cinzecimii, să meargă să răspândească Evanghelia. Și Irod a apărut cu un obstacol în calea asta, încercând să oprească planul lui Dumnezeu, punându-i pe unii în închisoare, ucigându-i pe alții, a văzut că poporul îi plăcea sângele și, în general, în istorie, poporului a plăcut sângele și a crezut că, în felul ăsta, va mai mult slava lui va crește. Acum o să fac ceva referit și la cuvântul slavă, dar până atunci aș vrea să mai remarc încă un detaliu din text. Versetul 21 spune, într-o zi anumită, Ierod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Doar uitând cum peste text am sesizat detaliul ăsta. De ce Dumnezeu a îngăduit să ni se dea detaliul respectiv? Și anume că Ierod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și ședea pe scaunul lui împărătesc. Cred că motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să ni se lase scris asta a fost că Ierod a suportat consecințele în momentul lui cel mai înalt de glorie. Când efectiv a început să se creadă în siguranță, să se creadă Dumnezeu, când toată mulțimea stă în fața ta și spune să ai glas de Dumnezeu, să nu-i glas de om, când tu te vezi pe tine, ai senzația că ești ca Dumnezeu îmbrăcat ca un împărat, pe un tron de împărat, când te simți cea mai siguranță și ajuns la culme, exact în momentul ăla are loc umilirea lui. Pentru că într-o zi, așa spune acolo, într-o zi anumită pe care nu știm niciunul dintre noi, tot ceea ce semănăm, vom și secera. S-ar putea să fie exact în momentul în care te aștepți cel mai puțin în viață, când ai impresia că Dumnezeu chiar a uitat că te-ai ridicat împotriva lui, că ești un batjocoritor al cuvântului, că ai o inimă împărțită, că, eu știu, ești foarte duplicitar în multe lucruri pe care le faci. Exact într-un moment în care ai impresia că ești pe scaunul împărătesc în siguranță, că ți-ai luat hainele acelea cu care ți-ai făcut un nume, exact în momentul ăla. Într-o zi anume, pe care nu știi nici nu știu nici eu. Într-o zi anume, te întâlnești cu Dumnezeu și lucrurile care le-ai semănat în trecut se vor întâlni cu tine în momentul în care pare cel mai puțin probabil. Versetul 23, care s-a citit și un pic mai departe, spune că dacă l-a murit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de fiere. Un pasaj care îmi place foarte mult și cred că are legătură directă cu ce se întâmplă aici, este din cartea Habacuc, capitolul 2, versetul 14, spune cuvântul lui Dumnezeu că și pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Este o făgăduință pe care Dumnezeu spune. Este cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Pământul va fi plin de slava mea, după cum apele acoperă oceanul.
Și dacă facem doar așa un mic scenariu în mintea noastră, când vorbești de apă, nu știu câți dintre voi ați experimentat inundații, dar în momentul în care ai o inundație, apa are capacitatea să pătrundă efectiv în toate crăpăturile și prin orice loc și un mic să umple locul acela. Și Dumnezeu compară în mod occidental răspândirea slavei Lui cu felul în care apa acoperă fundul mărilor. Nu va fi loc, nu va fi ființă umană, nu va fi ci, nu va fi nimic unde slava lui Dumnezeu să mă ajungă. Și Ierod, exact acțiunea asta o întreprinde. El dorește să spună până aici, slava lui Dumnezeu nu ține de ce vrea Dumnezeu să facă. Eu îngăduie sau nu pentru ce vrea Dumnezeu să facă mai departe. Și se pune ca o barieră înaintea lui Dumnezeu și este măturat. Este măturat de propriile lui alege, nu că Dumnezeu și-a fi găsit bucuria într-o astfel de consecință, dar sunt urmări de ceea ce Ierod a semănat cu probabil zile sau luni în urmă acestui moment. Vorbim despre slavă. Cuvântul slavă în limba ebraică este kabod. Lipsa slavă era ikabod și avem un loc în Scriptură unde spune s-a dus slava lui Dumnezeu. Cuvântul kabod înseamnă și greutate. Este când spui, când vorbești despre slava lui Dumnezeu, vorbești despre o greutate a lui Dumnezeu. Dumnezeu este o persoană cu greutate, dar are o greutate infinită. Mai vorbim și noi folosim cuvintele astea când vorbim, ei, omul ăla este un om cu greutate. Este un om care, atunci când vorbește, are o anumită greutate de cuvinte pe care le spune. Un om încercat, un om autentic, un om integru, un om cu greutate. Când vorbești despre Dumnezeu și spune cuvântul într-un alt context, ca lui este slava, nu o parte din slava, lui este toată slava, ceea ce spune cuvântul este că toată greutatea este a lui. El nu găsește nimic ușuratic. În Dumnezeu nu se găsește nimic ușor. Toată greutatea este a lui Dumnezeu. M-am dus repede la două pasaje la care aș vrea să fac referire din Vechiul Testament, în care într-unul dintre ele găsim două situații referitoare la slava lui Dumnezeu. Este vorba de 2 Samuel, capitolul 6, versetul 1, este un pasaj mai lung, însă cred că sunt niște sunt lecții foarte, foarte de folos nou. Spune că David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, în urma de 30.000 de oameni, și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit la Baal de Iuda ca să sune chivotul lui Dumnezeu. Înaintea lui este chemat numele Domnului Știrilor, care stă între hervin deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab, de pe Dea Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, când muiau carul cel nou. L-au luat din casa lui Abinadab, de pe Dea Uza, mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înainte chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chivaros, cu arfe, cu alăunte, cu timpane, cu fluier și cu țimbale. Când a ajuns la aria lui Nahon, Uzna a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo în chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obededom, din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obededom, din Gat, și Domnul a binecuvântat pe Obededom și toată casa lui. Este un loc, mă opresc aici pentru prima parte, este un loc în care găsim chivotul lui Dumnezeu, locul în care slava lui Dumnezeu stătea în codul întâlnirii. E bine, chivotul ăsta a trecut prin anumite situații în istorie și ajunge în cele din urmă în casa lui Abinadab. Abinadab are pe cei doi fii lui, pe Uza și Ahio. Și se pare istoric și spun că cei doi copii nu erau copii la o vârstă foarte frage, dar cei doi și probabil și ceilalți din casă deveniseră foarte familiarizați cu chivotul lui Dumnezeu, cu lucrurile acestea sfinte.
Și probabil că s-au dus de mână de ori în jurul lui, probabil că de mână au pus mâna pe el, erau obișnuiți în sensul ăsta. Și vine un moment în care David, probabil îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, se decide să ia chipul lui Dumnezeu și să-l ducă într-un alb. Și pe drum ia chipul ăsta și Uza, cel mai probabil foarte familiarizat cu chivotul, în momentul în care boii aceștia care duceau chivotul, în momentul în care calul se dezechilibrează un pic și este gata să răspunde, Uza din obișnuință, sunt aproape convins că m-a fost la prima lui atingere, Uza din obișnuință face din nou aceeași acțiune, neconștientizând faptul că slava lui Dumnezeu era peste chivot. Și în momentul în care doar atinge chivotul lui Dumnezeu, spune cuvântul că Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, nici măcar o fracțiune de timp să se gândească, să știe, să stea cu el de vorbă, absolut nimic. Așa nu se întâmplă cu Irod. Spune că a fost mâncat de vierme. Nu știu dacă a fost mâncat de vierme dinăuntru, în afară, sau din afară, înăuntru. Dar ce știm este că omul ăsta a murit brusc, cu toate hainele lui temporate, scaunul lui de împărăție, a murit acolo. Și este un detaliu din nou pe care vedeți Scriptura, și anume că a fost efectiv mâncat de fier. E bine, David în momentul, și nu mai David, dar și ceilalți, în momentul în care văd acțiunea aceasta lui Dumnezeu, frica de Domnul îi cuprinde pe toți cei ce sunt acolo. Și o asemenea frică îi cuprinde, îi spune, eu nu sunt frâini, cum să intre chivotul acesta în casa mea? Mi-e teamă să-l iau pe mai departe, să nu mi se întâmple și mie ceva. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, mai bine să-l ducem mai departe. Și îl ia din casa lui Abinadab și în loc să-l ducă în casa lui, se oprește pe drum, spune cuvântul lui Dumnezeu și îl pun în casa lui Obed-edom. Și în casa lui Obed-edom, în versetul 11, spune că Domnul a binecuvântat pe Obed-edom. Merge mai departe. După pe luni de zile, au venit și au spus împăratului David, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca de răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efortul de spin subțire. Astfel, au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiță, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David. Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, ea fiind și soția lui. Și văzând necuratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului ardere de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit David a adus ardere de tot și jertfe de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului știrilor. Apoi am împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecare a fost o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide și tot poporul a plecat fiecare la casa mea. Acum mergem mai departe, versetul 20, David s-a întors să-și binecuvânteze casa. Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis, câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperiți înaintea slujnicelor, supușilor lui, cum s-a descoperit un om de inimii? David a răspuns, Mical, înaintea Domnului care m-a ales, m-a presus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Și nici fata lui Saul n-a avut copii până ziua morții ei. Un alt episod, de fapt continuarea celui care l-a spus mai devreme, în care David se reîntoarce să ia chivotul lui Dumnezeu, dar de data aceasta au făcut totul la altă atitudine. Au făcut câțiva pași, au adus jertfe înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să observăm ceea ce se petrece acolo. Într-adevăr, David trece cam toate barierele cu putință, ca și împărat, ceea ce observația pe care Mical o are este o observație neapărat deplasată. Pentru că David nu s-a mai purtat după regulile împărătești. El a ieșit înaintea slujnicilor și a scos hainele, a început să sară sus
Și vă imaginați cam ce ar însemna să-l vezi temporat făcând tot spectacolul ăsta? Și Mical, în timp ce el se apropia de cetate, Mical iese pe geam și nu-i vine să creadă ochilor ce vede. Împăratul s-a făcut un om de nimic înaintea slujii celor noi. Dar ceea ce se întâmplă, de fapt, acolo, este, ne ajută, probabil, un alt pasaj despre care găsim scris în Cartea Întâi Împărați, capitolul 8, în care se construiește templul, este gata templul construit de Solomon, și preoții intră în templul făcut de Solomon ca să facă slujba. Slujba de oficier de deschidere a acestui templu construit lui Dumnezeu. Și în versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune, în clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul, este vorba de prezența lui Dumnezeu care se coboară sub formă unui nor, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Ca să înțelegem un pic ce înseamnă slavă, greutatea lui Dumnezeu, la care am făcut referire la început, nu știu dacă se manifestă într-un mod în care simți această greutate, în sensul efectiv al unei greutăți care este peste tine, dar ce vedem aici este, așa, cu propriile mele gânduri, este efectiv o greutate dumnezeiască care coboară peste preoții și care oficiază toată ceremonia aceasta în templu și în momentul în care slava lui Dumnezeu coboară, în locul acesta coboară, este ei sunt copleșiți de greutatea lui Dumnezeu și a spus, haideți să ieșim afară, nu mai trebuie să mai stăm aici. Haideți să ieșim afară. Sunt șapte pasaje pe care le găsim atât în Vechiul Testament cât și în Noul, vorbim despre slavă și am auzit Daniel un pic mai devreme, dar momentul în care David începe să poarte cuvântul lui Dumnezeu, se activează acea prezență a lui Dumnezeu în care toate lucrurile acestea foarte oficiale, de părat și de obiceiurile respective, toate părăsesc înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu mai contează, dar nu spune și dacă sunt un nimic, cu exact contrar lui Ierod, care spune, eu sunt împăratul. Glas de Dumnezeu, nu de om. David spune, mă voi face și mai de nimic. Și Iacov ne spune cartea lui că cel smerit, cine se smerește, va fi înălțat. Și putem să ne uităm și invers la pasaj, cine se înalță, va fi smerit. E bine, cei doi amândoi sunt împărați, dar cu urmări complet diferite. David, din pricina smereniei, nu le ajute să fie un om după inima lui Dumnezeu, pentru că are o inimă care îl caută pe Dumnezeu, dorește să vadă slavă lui Dumnezeu, răspândindu-se pe fața Pământului, Ierod este exact contrarul. Tot împărat, dorește faimă personală, dorește să fie bine văzut de oameni, dorește să fie aclamat de norod, dorește să înlocuiască pe Dumnezeu. Și de asemenea se poartă consecințe de partea lui. Mă întorc la Cartea Faptele Apostolilor, când tatăl a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse în slavă lui Dumnezeu. Nu recunoscuse că greutatea este a lui Dumnezeu. Însă, versetul 24 spune, vântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Ce vă spun aici este că în viața bisericii, în permanență, au existat imobilii aceștia cu tot felul de nume, dar a existat și o viziune însoțită de Dumnezeu care trebuie să răzbată prin circunstanțe și să meargă mai departe. Cele două, Ierod și versetul 24, au mers până la împreună. Dar avem promisiunea aceasta că orice persoană care se ridică și orice lucrare care se ridică împotriva lui Dumnezeu are o zi a judecății, uneori pe pământ, uneori mai devreme, uneori mai târziu, dar orice om, orice instituție, orice persoană care îndrăznește să se ridice falnic împotriva lui Dumnezeu, va întâmpina într-o zi consecințele alegerilor pe care le-au făcut. Mi-aduc aminte un moment din India, prin anul 2008-2009, când am avut parte de într-un stat în Orissa de persecuții și, nu știu, probabil că mai împărtășit dumneavoastră, 40.000 de creștini au fost afectați de persecuțiile de acolo, sute de oameni au fost răniți, zeci au fost uciși cu bestialitate, cu
în chinuri groaznice, după momentul ăsta, la câțiva ani de acolo, dintre cei care au fost capetele acestei mișcări de persecuție, au fost oameni care efectiv și-au pierdut mințile, fără ca nimeni să se atingă de ei să le facă ceva. Și îmi spun prieteni care locuiesc în zonele astea, spune Marian, dacă vii și acum o să vezi, merg pe stradă și vorbesc singur pe stradă, nimeni nu a spus nimic, nimeni nu s-a legat de ei, au avut protecție politică, n-au fost vreodată arestați, niciodată judecați omenește pentru ceea ce au făcut și au pierdut mințile. Pur și simplu, îi vezi că sunt, merg pe stradă și nu sunt în toate facultățile mentale până în ziua de astăzi. Într-o altă situație, din junglă, au ieșit elefanți sălbatici pentru că este o zonă de junglă în locul respectiv, au ieșit într-un sat, au ieșit elefanți sălbatici de acolo, doi elefanți într-un mod particular au venit și cu coarnele acele de fildeș au apucat pe doi din liderii aceștia, i-au apucat cu coarnele de fildeș și au aruncat ca o mingi de fotbal de la unul la altul până când i-au ucis, au murit în chinuri, nimeni n-a trăsit să se apropie din cauza animalelor ăsta masive, toată lumea a încercat să fugă din calea lor și cei doi au fost efectiv omorâți de acolo. Până și hindușii au ajuns la concluzia că cei care au fost omorâți au suportat consecințe pentru faptul că, la rândul lor, cu luni de zile înainte, și-au pus în gând să se ridice împotriva acestor oameni numiți creștini. Și sunt lecții de învățat atât pentru noi cei care îndrăznim să vorbim de rău Biserica lui Dumnezeu, să stăm împotrivă dacă este cazul și așa mai departe, pentru că există consecințe. Și într-un sens, și în celălalt. Și pentru unul ca David, și pentru unul ca Elon. Și al doilea lucru pe care îl putem învăța de aici este Cuvântul lui Dumnezeu. Se răspundește tot mai mult și numărul ucenicilor se mărește. Uneori mai repede, atunci mai încet. Uneori într-un loc mai mult, adori în alte locuri mai puțin. Dar ce știm este că atât timp Dumnezeu este cu noi. Ne împuternicește să ducem mesajul lui Dumnezeu mai departe, indiferent de circunstanțele care ne înconjoară într-o situație sau alta. Și aceasta este o încurajare pentru noi toți să nu renunțăm la împlinirea ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, să fim perseverenți în umblarea noastră și să punem talanții care Dumnezeu ne-a dat în slujba Lui. Amin. Amin.